și bine v-am găsit la al treilea episod de pe acest canal. Asta vom face ce îmi iau eu la mine în ghiozdan, în geamantal, pentru Cipru. Haideți să vedem. Deci avem aici geamantalul pregătit. Îl vom pune aici, îl vom deschide. Asta aveți cadrele sistematice la începutul episodului, ca să vedeți ce mi-am luat. Avem aici un costumaș cu mânică scurtă, subțire și foarte bun. Încă acesta este kimono, mi l-a luat o verișoară, este foarte bun, calitativ. O să așezăm și pe el în geantă. Eu nu știu cum să fac, ca să vedeți și voi, că le așez în geantă. Eu nu știu cum fac. O să țin și camera și geamantalul și la final, desigur, o să vă arăt cum decurge așa. Acesta cu așa un kimono cu taz. Nu-mi place taz, dar este foarte bun și moale. Încă unul, dar cu mânică scurtă, cu dinozauri. Îmi plăceau dinozaurii. Și la pijamaua, care este foarte frumoasă, pe un portocaliu din acesta, Fost Forest Scent, care mi-e place foarte, foarte mult. O să punem în gentuța, în geamantalul nostru cu care eu o să plec. Acesta nu este un set, este niște pantaloni cu un kimono, cu un maieuț, cu linii verde fosforescent. Băgăm și pe ele aici. Un tricou cu Messi, chiar dacă nu-mi place fotbalul, l-am primit cadou. Îl băgăm aici. Ah, să-l punem așa, jos. Jos aici o să punem. Bun. Niște pantaloni. Foarte buni. Îi vom pune aici, deasupra. Avem niște pantaloni albi. Încă o pereche de pijama. Pentru Cipru. Încă o pereche de pantaloni albi. Foarte buni. Chiloții. Linia intimă. O să-i punem aici. Niște pantaloni gri. Gri. Foarte buni. S-a cam înserat. O să pun un pic pauză. Și o să aprind lumina. Continuăm cu un maieuț primit de la nașa mea și mi-e place foarte mult. Cred că l-ați văzut în primul episod de pe acest canal cu Hai Dai. Vom așeza aici. Încă un maieuț cu kimono. Îl vom pune aici. Și desigur, un maieuț fără pantaloni. Normal, pantalonii care îi voi lua sunt aceștia. Decât că o să trebuie să-i bag la spălat, mai este o săptămână aceasta, până sâmbătă, sâmbătă vine mătușa cu care o să plec în Cipru și da, și cu acestea spuse o să vă arăt, uitați, geamantanul este plin de lucruri folosite pentru Cipru, pentru că acolo este o căldură de mori. Avem aici pentru mare, nu mai am stat să scot, avem aici un slip, ochelarii, o pungă pentru ele și o cască de înot. Și în față aici, doamne, sper să se închidă, și aici în față, aici în acest buzunar, nu o să-l mai deschid, avem papucii cu care eu o să plec la mare.
Sper că v-a plăcut și acest episod. Chiar dacă prima parte a fost puțin cu lumină stinsă și acum am aprins lumina și acum se vede mai clar, nu o să refilmez episodul, dar un lucru e cert. Voi închide acesta ca să vedeți și voi. Aici. Acesta este. Este cam greu. Acesta este geamantalul cu care eu o să plec. Părinții mei nu vreau să-mi iau un alt geamantal, îl vor mai pe ăsta. Eu, mie nu-mi plac. Ăsta eram de când eram eu mic, ursuleț. Dar, na, nu știu ce o să fac, dar o să dec cu acesta un chip. Eu pe la ora 5 și ceva o să plecăm de acasă și cam pe la ora 5 și ceva o să filmez acolo la intrare, dar nu o să filmez în interiorul aeroportului, o să filmez în avion sau în avion și când și o să fac room tour-ul camerei unde eu o să stau în Cipru, desigur că este camera unor veri, deci cam asta a fost și cu acest episod. Eu am fost Gabi, la revedere!